veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie Domnul! Haideți acum să ne îndreptăm spre Scripturi și să continuăm studiul tematica de vorbă cu Iisus. Discuții cu unii ucenici. Noi am vorbit într-una din lecțiile trecute despre discuțiile care le-a purtat Domnul cu toți în comun. Și este frumos când suntem toți la părtășie, sunt lucruri care ne privesc pe toți, toți suntem oameni, toți avem același scop, toți slujim aceleași Dumnezeu, dar totuși suntem distinși, avem probleme particulare și după cum Domnul i-a chemat pe fiecare în mod particular și nu s-a dus într-o masă de oameni să zică, de aici am nevoie de vreo patru. Pe fiecare l-a chemat în parte. La fel, cu fiecare din ei, pe parcurs, Domnul a discutat. Cu unii, în mod special cu Petru, avem relatate mai multe discuții. Cu alții, mai puține. Iar alții nu îi avem precizați în mod particular. Nu că nu fi discutat Domnul cu fiecare, dar nu sunt scrise. Totuși, cred că procentul de discuții este cel aproximativ relatat în Evanghelie. Cred că, totuși, Petru a intervenit de mai multe ori decât oricare din ceilalți. Dar așa este și în dreptul nostru. Unii sunt mai deschiși, mai băgăresc, chiar am putea spune, mai sanguinici, alții sunt foarte retrași și dacă îi întreb, trebuie să aștepți după ei până vorbesc. Sunt mai melancolici. Fiecare are stilul său, dar toți că sunt creați de Dumnezeu, sunt bine așa cum sunt. Dumnezeu are nevoie și de unii și de alții. Vreau să citesc ca idee generală din Ioan, capitolul 6, și apoi să ne oprim în dreptul discuțiilor care sunt între Domnul și ei. 6, de la versetul 60 la 65. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate să o suferă? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cărteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe Fiul omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic, cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Dar sunt unii din voi care nu cred. Căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă. Așadar, Domnul, când discuta cu fiecare din ei, știa ce este în ei. Cunoștea particularitățile fiecăruia. Și cuvintele pe care El le-a folosit în discuții erau Duh și viață. Domnul a discutat cu ucenicii doar ceea ce era necesar să discute. Domnul n-a discutat cu ei doar așa o discuție despre sănătate, de ordin general, o discuție concretă. De aceea este nevoie, luând în mod aplicativ, ca fiecare din noi să avem discuții în care, cu oamenii lui Dumnezeu, să avem întrebări pertinente, frământătoare, uneori să primim un sfat, un mesaj de la Domnul, în mod privat, și să înțelegem fiecare în ce fel Domnul, în mod direct sau prin ucenicii săi, prin slujitorii săi, vrea să ne spună ceva. Și noi să îndrăznim cu tot ceea ce avem înaintea Domnului, ca în fața unui prieten sau în fața lui Dumnezeu, ca în fața unui tată. Într-o primă parte, discuțiile cu Petru. Domnul Iisus spune în Evanghelia după Matei, în capitolul 4, versetul 13, că atunci când și-a început lucrarea, a părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, localitate în care trăia și Petru. Asta rezultă din Matei, capitolul 8, unde scrie în versetul 5 că Domnul Iisus a intrat în Capernaum și în acea localitate. Scrie apoi în versetul 14 că s-a dus în casa lui Petru. De asemenea, îi mai întâlnim și Matei 17, tot într-o discuție legată de localitatea Capernaum, atât pe Domnul cât și pe Petru. Dar asta doar ca localizare. Am notat 7 declarații a lui Petru. Am păstrat ordinea în care ele apar, începând cu Evanghelia după Matei. Și fiecarei declarații i-am dat un nume. Prima, declarația ucenicului. Ce dorește un ucenic? Să fie ca învățătorul lui. Să fie învățat. Matei, capitolul
14 de la versetul 25. Momentul umblării pe mare. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este un eluc. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăsniți, eu sunt, nu vă temeți. Doamne, i-a răspuns Petru, dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Ei l-au văzut pe Domnul umblând pe mare și el a vrut, Doamne, vreau să vin la tine, eu sunt ucenicul tău, dar vreau să vin așa cum umbli și tu. Și cred că este plăcut Domnului în tot ceea ce vedem pe învățătorii noștri, pe înaintașii noștri, în ceea ce ei îl copie pe Domnul, așa cum zicea Pavel, imitați-mă pe mine că eu îl imit pe Hristos. Să rugăm, Doamne, vrem și noi, nu-i greșit. E o dorință bună, sinceră, a unui ucenic să facă ceea ce face învățătorul lui. Vino, i-a zis Iisus. Rețineți, Petru nu s-a apucat să umble, doar să zică, dacă învățătorul o face, trebuie să fac și eu. Domnul i s-a adresat, a avut un cuvânt ca suport. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut. Și fiindcă începea să se afunde, a strigat, Doamne, scapă-mă! Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis, puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Iată câțiva pași făcuți prin credință. O îndrăzneală a credinței, dar care s-a poticnit când evenimentele au început să fie altfel de cum a fost momentul în care el a început să pășească. Așa ni se întâmplă și nouă. Vrem să-L urmăm pe Domnul, facem câțiva pași și parcă iar mai cădem. Și ce bine că Domnul ne întinde mâna, ne spune puțin credincioșilor că așa este. Nu de prea multă credință ne potignim, de prea puțin. Dar l-a pus în corabie. De aceea este bine în lucrurile în care am văzut că nu suntem chemați să le facem, în mod special la lucrurile care privesc slujirea, cum spunea un frate. Frații m-au pus să predic. Am spus și eu câteva cuvinte, am încercat să văd dacă merge. Și după vreo 2-3 încercări mi-am dat seama că nu merge și am zis, eu sunt cu cântările, Domnul să fie cu voi. N-ar fi fost nicio înțelepciune. Petru să spună de acum, eu doar pe ape mă umblu pe de altă parte. Sau dacă l-a folosit Domnul pe cineva și prin el s-a produs o minune, spună, gata, eu de acum mă duc doar din minuni în minuni. Cum am întâlnit pe cineva în altă țară, care după ce, repet, spunea el, Domnul a vindecat 3 bolnavi, drept dovadă, undeva în Asia, a zis la următoarele întâlniri, întotdeauna fac așa, scot 3 bolnavi în față, ăștia vindecă Domnul de probă și celălalt să creadă. Ei, nu face Domnul în mod repetat ca la matematică aceeași operație și asta e ordinea operațiilor. Dumnezeu lucrează cum vrea. Dacă El ne dă un cuvânt să încercăm în ucenicia noastră ceva, o facem, dacă nu, stăm liniștiți. Amin. O a doua declarație. Matei 16, o discuție intimă la care Petru a luat cuvântul. Eu am numit-o declarație cristică și apostolică, pentru că și Petru a declarat pe Domnul ca Hristosul și Domnul l-a declarat pe Petru ca și apostol, am putea spune, chiar dacă apar alte cuvinte. De la versetul 16. Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, Fericit de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carne și sânge ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porții locuinței morților nu o vor birui. Fiecare din noi trebuie să aibă o declarație cristică. Obișnuim să fie una oficială la botez, dar cred că cea mai importantă este prima, aceea când într-o credință neclintită îl declar pe Domnul Iisus ca și Hristos, ca și Mesia. Și cred că este bucuria mare în prim plan, nu când te declară Domnul ca lucrător, și asta este o bucurie să lucrezi împreună cu El, dar le-a spus Domnul Iisus, bucuria cea mare să nu fie că duhurile vă sunt supuse, bucuria că numele voastre sunt scrise în ceruri. Din versetul 18, ce ați reține mai mult?
Ideea că Petru va fi și el folosit, că scrie și în versetele următoare, că îi dă cheile? Sau ideea că biserica în care este așezat Petru nu va fi biruită nici de moarte? Cred că ideea aceasta care o poate lua oricine, că suntem incluși într-o biserică care este biruitoare peste toată stăpânirea Întunericului și chemată să trăiască veșnic, trebuie să ne dea bucurie. Să știi că tu l-ai declarat pe Iisus așa cum este și să știi că El te-a acceptat și te-a încorporat și de acum sunteți una. O a treia declarație, tot capitolul 16 de aici, eu am numit-o declarația gândurilor și puterilor omenești. Le-am pus una lângă alta pentru că s-au derulat una după cealaltă. Prima aparține emanației Duhului din Petru, Domnul a zis, nu carnea și sângele, dar putea să-i spună, astea sunt totuși în tine încă. Și s-au evidențiat imediat. Noi putem să fim în plină putere și să declarăm pe Domnul ca Mântuitor, să-L declarăm în fața lumii chiar, să-L mărturisim. Și dacă ne îndoim, se întâmplă ca și în primul caz de pe mare. Imediat am cedat și iată ce scrie aici, capitolul 16, la versetul 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre, zicând, rețineți, să-l mustre. Probabil a fost un ton mai apăsat sau a dat dovadă de o seriozitate, ca și cum vrea să-i spună că el s-a gândit la ce zice, sau că pe el îl frământă, îl doare. Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus a întors și a zis lui Petru, înapoi a mea, Satan, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor. Asta era ideea generală, nu erau doar gândurile lui Petru. Și astfel de gânduri pot să se regăsească la oricare din noi. Am fi în stare, după gândirea noastră, să-i spunem lui Dumnezeu, de exemplu acum, pe când urmează a doua venire, Doamne, nu așa. Doamne, ferește să faci așa. Altfel, Doamne, uite cum zice, nu ar fi mai bine și mai ușor. Gândurile noastre sunt pe pământ și Dumnezeu cărmuiește de la înălțimea cerurilor. Tot, cum zice El, mai bine și oricum tot așa va face. Dar nu e indicat să încurcăm noi lucrurile. Pentru că pe această idee, voi citi din Matei 26, Petru a mai clădit ceva. Și scrie aici, de la versetul 33, astfel. Petru a luat cuvântul și i-a zis, chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de potignire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de potignire. Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de trei ori. Petru i-a răspuns, chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ucenicii au spus același lucru. Vedeți ce sunt gândurile noastre? Vedeți cât este puterea noastră? Nu suntem în stare să facem peste câteva ore ce ne lăudăm că facem. Gândim slab și suntem slabi. În carne și oase suntem slabi. Singura putere care ne ține este puterea lui Dumnezeu. Prin El credem, prin El rămânem în picioare. În rest, când ieșim de sub voia Lui, când gândim după mintea noastră și încercăm să facem noi prin puterile noastre, nu mai este nimic. Și asta în scurt timp, observați, și una și alta au fost poate la interval de minute sau de ore. Poți să fii un brav slujitor, un bun ucenic la biserică, în slujire. Dar dacă ieși afară și îți dai drumul pe unda ta omenească, ești de nerecunoscut. De aceea să rămânem sub mâna și sub pecetea lui Dumnezeu. O a patra declarație. Matei capitolul 17. Momentul schimbării la față. Declarația bucuriei, extazului, la părtășiile sfinte, versetele 1 la 4. După 6 zile, Iisus a luat cu El pe Petru, Iacov și Ioan, fratele Lui, și i-a dus la o parte pe un munte înalt. El s-a schimbat la față înaintea lor, fața Lui a strălucit ca soarele și hainele s-au făcut albe ca lumina. Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie stând de vorbă cu El. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, Doamne, este bine să fim aici. Dacă vrei, am să fac trei colibi. Una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și
Aici am notat și din Marcu, pentru că avem ceva elemente în plus. Marcu 2, de la versetul 7. Citim de la 3 până la 7. Hainele lui s-au făcut strălucitoare și foarte albe, de o albeață pe care niciun înălbitor de pe pământ nu o poate da. Ilie s-a arătat împreună cu Moise și sta de vorbă cu Iisus. Petru a luat cuvântul și a zis lui Iisus, învățătorule, este bine să stăm aici. Să facem 3 colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie, căci nu știa ce să zică, atât de mare spaimă îl apucase. A venit un nor și i-a acoperit cu umbra lui și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit, de el să ascultați. Când Dumnezeu ne îngăduie la părtășiile noastre momente înălțătoare, când parcă prin credință sau poate cineva printr-o viziune dumnezeiască de excepție, să vadă slava lui Dumnezeu, când vedem oamenii lui Dumnezeu prezenți, au văzut pe Moise, pe Ilie, rămânem extaziați. Suntem în stare să exclamăm cele mai minunate cuvinte și se cuvine. Dar totodată suntem pasibili de a declara lucruri care întreg gândirea noastră, că nu mai știm cum să ne exprimăm de bucurie sau de împlinire, sau mai suntem și surprinși de ceea ce se întâmplă, la ei era și bucurie și spaimă, încât nici nu raționa suficient ce spune. Nu cred că e greșit dacă în bucuria noastră spunem câte ceva. Să zică unul, eu nu mai mă duc de la adunare. Normal că după aceea trebuie să meargă acasă. Dar poate că zici. Totuși, păziți-vă să nu luați juruinții care nu le-ați putea respecta. Nu te pripi înaintea trimisului lui Dumnezeu, scrie în Eclesiastul 5. În rest, bucură-te, dă slavă Domnului. Dar rețineți concluzia Mântuitorului, toate-s bune. Declarațiile de mulțumire, de preamărire pentru Domnul. Dar din cer s-a auzit un glas și asta e concluzia. Acesta e fiul meu, e clar, v-ați bucurat că l-ați văzut. Dar de el să ascultați. Că nu e destul să spunem că am stat numai în adunare. Și când plecăm totuși de la adunare, că trebuie în final, nu putem sta tot aici, cum a zis Petru. Să uităm că trebuie să ascultăm, să facem. Asta e aplicația practică, simplă, dar concretă. Ascultați de El. El vrea să vină cu voi mai departe. Iată că pentru Petru ar fi fost bine să stea acolo. Dar apoi când a zis el că vrea să stea cu Domnul și în alte împrejurări grele, n-a putut să stea. Că nu-i tot una când strigăm noi plini de bucurie la adunare cu atunci când avem momente de încercare. Dar să ne ajute Domnul să ascultăm în toate stările. O a cincea declarație, Matei 17, am numit-o declarația fiscală. Este un termen uzual, de la versetul 24. Vedeți, noi avem și probleme de ordin financiar. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis, învățătorul vostru nu plătește darea? Bă, da, a răspuns Petru. Și când a intrat în casă, Iisus i-a luat înainte și a zis, ce crezi, Simone? Împărații pământului direa cine au dări sau biruri, de la fiii lor sau de la străini? Petru a răspuns, de la străini. Și Iisus i-a zis, așadar fiii sunt scutiți. Dar ca să nu-i faceți să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide-i gura și vei găsi în ea o rublă pe care ia-o și dă-le lor pentru mine și pentru tine. Cei care erau atunci la templu, nu mai erau oamenii lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus a respectat încă, și nu este singura dovadă, autoritatea de acolo. Altădată i-a trimis pe leproși, duceți-vă și arătați-vă preoților. Ei sunt încă în funcție. De aceea este bine să privim la datoriile care le avem și exact cum i-a învățat și altădată, să dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu și cezarului ceea ce este al cezarului. Eu rămân la aceste cuvinte în ideea aceasta și vă rog, fiți corecți în primul rând cu Dumnezeu, dar fiți corecți și cu biserica și fiți corecți și cu oamenii cu care aveți de a face. Să nu înșelați pe nimeni. Fiți drepți în relațiile economice unul cu altul. O a șasea declarație, declarația credinței. Ioan 6, de la versetul 68. Momentul când au plecat ucenicii, ceilalți, și Domnul i-a întrebat, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Iată așadar că
că adevărurile biblice pot fi penetrate, concepute, doar prin credință. În rest, dacă nu-i credință, e o filozofie mișcătoare. Oricine te-ar învăța, vine un altul și totul este vânt și val de învățătură. Dar credința dă stabilitate. De aceea, să rămânem încredințați în Domnul și în cuvintele sale. Că nu-i destul să spunem, Doamne, noi te credem. Dar trebuie să rămâi încredințat de toate cuvintele Lui. Să nu le pui la îndoială. Aici, așa ceva a fost pe rol. Să crezi toate cuvintele care Domnul le-a spus. Aici a vorbit despre a mânca trupul și a bea sângele său, ceea ce ei n-au înțeles. Petru am avut, vom vedea noi imediat, și alte nelămuriri. Ceea ce ne spune Domnul, trebuie să ajungem să credem în orice domeniu ne-ar vorbi. Și Domnul ne spune prin cuvântul său. Și ultima declarație, Ioan 21, declarația slujirii și jertfirii din iubire. E ultima. Aici se ajunge mai greu. Ioan 21, de la versetul 15. După ce au prânzit, Iisus a luat pe Simon Petru și i-a zis, Simone, fiul lui Iona, mă iubești mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Acum avea motive în plus, după iertare, știți că celui care se iartă mult, iubește mult. Iisus i-a zis, paște mielușii mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște oițele mele. A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? A treia oară i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Oare cam de câte ori trebuie să ne întrebe Domnul? Mă iubești? Și suntem motivați să-L iubim, nu? Că El ne-a iubit întâi. Și Domnul zice, dacă mă iubești, atunci am o dorință. Fă ceva pentru mine. Lucrarea trebuie să fie făcută din iubire. Zice Pavel, se poate vesti din ceartă, din mândrie. Dacă o faci de dragul Domnului, atunci, în primul rând, Domnul se bucură și se uită ca la lucrarea Lui. Va vedea rodul muncii Lui, pentru că El este geneza tuturor lucrărilor. De la El vine totul. Dar noi participăm împreună cu El. A treia oară când i-a zis, Petru a răspuns, Doamne, Tu toate le știi. Știi că Te iubesc. Deci, degeaba am declarat noi, oricum Domnul știe. Știe dacă Îl iubim. S-ar putea în privința slujirii să-L iubim așa. Când ne necăjește pentru care slujim, să ne mai scadă din iubire. Dar uitați-vă și în ei vedeți pe Domnul, pentru că tot ce le facem lor, de la predică până la ajutorare, ce ne va spune în final Domnul și Tatăl? Mie mi le-ați făcut că m-ați iubit. Hai, mai faceți-o din iubire. Dar dacă s-ar putea numai să slujim, dar unii sunt chemați și la jertfire, nu numai la slujire. Este ceva mai greu. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. Că nu este nici om căruia se placă să meargă, să fie martir. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine. Petru s-a întors și a văzut venind după el pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care, la cină, se rezemase pe pieptul lui Iisus și zisese, Doamne, cine este cel ce te vinde? Petru s-a uitat la el și a zis, Doamne, dar cu acesta ce va fi? Iisus i-a răspuns, dacă vreau ca el să rămână până voi veni eu, ce-ți pasă ție tu? Vino după mine. Unii au înțeles greșit aceste cuvinte. Dar pentru unii din ultima generație, aceste cuvinte pot fi înțelese în mod literal. Unora le va spune Domnul, vino după mine și fii martir? Și întrebăm dacă alții cei cu ei? Alții mă vor aștepta și mă vor întâmpina în viață și vor rămâne până la răpire. Și o adevărată iubire este ceva mult mai greu decât a vă spune eu acum. Dar Dumnezeu ne va putea învrednici să dăm dovadă de iubirea necesară. Azi pentru slujire și, dacă va fi cazul, pentru unii și pentru jertfire. Aș dori toate declarațiile astea să le putem face cu excepția acelei afirii și a gândurilor și poate să nu avem probleme nici cu cea fiscală. Dar celelalte, a ucenicii, a credinței, toate trebuiesc la rândul nostru să le spunem fiecare. Vreau să privim la Petru, privim la problemele lui. E termenul clasic astăzi, avem probleme. Și Petru a avut, mai întâi Matei 18, de la versetul 21, accese firești
Avem slăbiciunile noastre. Sanguinii ce le au pe lor, melancolicii pe lor, el a avut neclarități pe linia iertării și a răzbunării. Oamenii care sunt mai vulcanici. Atunci Petru s-a apropiat de el și a zis, Doamne, de câte ori să ierpe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis la Petru, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. Toți care aveți probleme, sau avem, să nu mă exclud, cu iertarea, sau mai degrabă cu neiertarea, mai puneți-vă odată pe genunchi și să întrebăm pe Domnul, Doamne, îl mai iert și pentru asta? În mod sigur, Domnul ne va spune imediat. Tot despre Petru citesc, Ioan 18, de la versetul 10. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o în Mont Blanc cu săbii, nici cu alte arme, nu se poartă în România. Dar avem limba și așa de iute se scoate din gură și așa ușor se poate tăia. A lovit pe robul marului preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Și exact că primul organ care îl tai cu limba sunt urechile. Când te aude, l-ai lovit. Și în mod special cei care sunt mai grabnici la vorbire, așa cum zice Iacov, că n-ar trebui să fim. Dar se poate întâmpla. Iisus i-a zis lui Petru, bagă-ți sabia în teacă. Sau, după cum am interpretat-o eu acum, țineți gura. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? De aceea, uneori este bine să tăcem. Chiar de multe ori este bine. Să ne răzbunăm, să ne audă și copiii, poate le vine uneori chiar să lovească pe cineva. Sau poate și bărbații sau femeile să spună, te pleznesc, mai încet. Că după aceea trebuie Domnul să facă reparații, să vindece și să-ți spună, bagă sabia în teacă. O altă problemă, Ioan 13, neînțelegeri doctrinare, de la versetul 6, momentul spălării picioarelor. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis, Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Vă rog să înțelegeți. Era normal ce zice Petru? Foarte normal. El care știa că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu? Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. De multe ori se poate întâmpla și dovada cea mai clară este multitudinea de diferențe doctrinare. Poate crede cineva, de exemplu, eu mă botez, sunt cazuri, numai în apă curgătoare. Și dacă îi spui, uite, Domnul, ar vrea să te botezi acum aici într-un bazin în biserică. Doamne ferește, ar fi o jignire pentru Domnul, poate crede cineva. Sunt multe stări, multe pot intra în discuție. Vreau doar să credem că sunt lucruri care nouă ni se pare că sunt bune și le facem așa ca să cinstim pe Domnul, nu să-L necinstim, că-L apreciem, dar s-ar putea totuși să nu pricepem unele și să fie altfel. Să nu ne dăm seama și să fie altfel. Umblând printre mulți, din ce în ce mai des îmi dau seama de această idee. Unii lucruri credem că așa-i cel mai bine, așa-i cel mai frumos și s-ar putea să fie altfel. De aceea, doar atât rețineți. E bine să ne mai gândim odată și dacă Domnul ar vrea să schimbăm ceva în gândirea noastră, chiar în privința spălării picioarelor, de ce nu? Sau în alte privințe, să acceptăm. Dar mai întâi să avem o încredințare că lucrul acela vine de la Domnul și este conform Scripturilor. Apropo de neînțelegeri, de fapt, problema fundamentală și greșeala cea mare a lui Petru a fost dată tot de o neînțelegere doctrinară. Că el n-a înțeles că Domnul trebuie să moară. De aceea l-a luat deoparte și l-a mustrat. De aceea Domnul Iisus a și rugat pentru el în privința aceasta. Și când avem frați care au altă părere, cred că cel mai bine este chiar fără să ne audă ei. Domnul doar a spus pentru că a trebuit să-l prevină. Dar s-a rugat fără să știe Petru, Luca 22 cu 21. Simone, Simone, Satana va ceru să vă cearnă ca greul. Dar eu m-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credința ta. Ca declarațiile acele atât de înalte să nu rămână doar ca un ecou care să se piardă în timp. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Și Domnul a făcut foarte mult pentru el ca să-l învețe. L-a înștiințat, l-a luat în grădină să se roage. A privit la el în momentul când a cântat cocoșul. Petru a ieșit afară, a plâns cu amar. Petru nu înțelegea de ce trebuie să se întâmple așa. Și aici iară se fac multe greșeli. Când Dumnezeu va lucra altfel de cum ni se pare nouă. Și atunci ne supărăm, acționăm greșit, că e greu până zicem, Doamne, facă-se voia Ta, și e și mai greu până înțelegem cum este voia Domnului. Unii lucruri
trebuie să le acceptăm și vom pricepe după aceea. Pentru că altfel greșim. Greșim în vorbire, în multe feluri, greșim în acțiunile noastre și nouă ni se pare că așa e bine. Nu mă refer la cei care fac împotrivă sau disprețuiesc lucrarea Domnului, la cei care din râvnă acționează în mod greșit pentru că nu înțeleg corect. Și uneori avem nevoie de căderi, coborâm în văi când n-ar trebui să coborâm și apoi trebuie să trecem prin ele, să ne spălăm, să ne mărturisim și iară să urcăm înapoi și vom avea după aceea o altă înțelegere. Îmi vine în minte un caz, vă dau un exemplu. Un frate zicea, nu se poate ca un lucrător să fie bolnav. Cum? El care trebuie să roage pentru ceilalți? Și așa a spus într-un loc și a spus într-alt. Cu vremea a venit o boală mai grea peste el. În mod sigur a renunțat la doctrina asta, că nu mai putea spune că boala era cronică. Dar el așa a înțeles până atunci și poate a spus din râvnă să fie toți sănătoși. Dar nu înțelegea. După aceea a trebuit să amendeze înțelegerea sa, să o modifice. Totuși, aici, vis-a-vis de aceste neînțelegeri, o să privim la educația care a primit-o din partea Domnului și la grija Domnului pentru el. Pentru că, încheind cu ceea ce am spus despre Petru, vreau să vedem în el un mare apostol, totuși un om cu probleme. A fost chemat să fie apostol, dar nu din înger a fost făcut apostol, ci dintr-un om. Și nu agreez anumite idei, pentru că sunt unii foarte pretențioși. Se bucură de cineva, auzi că este un predicator bun, un alt lucrător într-un alt domeniu, dar dacă aude cumva că a greșit ceva, n-a avut o înțelegere. Gata, am crezut că e un sfânt, dar uite, a greșit. Petru a greșit chiar de mai multe ori. Dar asta nu înseamnă că se anulează declarațiile credinței lui. Nu înseamnă că Domnul renunță la lucrarea ce are cu el. Ei, cu asta nu vrem să spunem că cineva poate păcătui, scurvească și apoi Domnul poate folosi. Nu, nu, departe de noi așa ceva. Dar greșeli din astea omenești. Lui se pare că așa trebuie făcută lucrarea, nu înțelege un alt aspect, că poate odată îi vine greu să ierte pe cineva, altă dată s-a scăpat și l-a lovit pe unul, că se vede că la Petru blestemele erau încă pe aproape, dacă era să le caute în minte, că s-a știut blestema, s-a știut jura. Dar asta a fost odată și a plâns. Ei, dacă știi că cineva a greșit, gândește-te că poate a avut momente de pocăință când s-a proșternut înaintea lui Dumnezeu și i-a părut rău și pentru 5 minute de supărare poate a stat câteva zile în post și a plâns și se vede acum a smerit. Nu descalificați un astfel de om. Domnul s-a ocupat de el. S-a spus femeilor să cheme și pe Petru. În Luca capitolul 24 scrie în versetul 34 că înainte de a se arăta ucenicilor, Domnul s-a arătat lui Petru, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Dar și Petru s-a dus la mormânt. Domnul l-a reabilitat apoi în public, în textul care vi l-am citit, din Ioan 21, l-a reintegrat între ucenici, dar și ucenicii l-au acceptat. Deci, concluzionând, hai să citesc din 1 Petru, capitolul 1, ce el însuși a declarat mai târziu, mai la bătrânețe, în mod general, 1 Petru 1 cu 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Observați ideea îndurării și a învierii după moarte pe care l-a crezut-o greu, acum scrie despre ele. La o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul, care pierde și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstele arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Nimeni să nu-și imagineze un sfânt ca și un balon care s-a ridicat la înălțime și de acum tot primește slavă și merge direct spre cer la Dumnezeu. Uneori mergem după relief, coborâm prin văi, dar nu-i voie să rămânem la sol. Ne ridicăm și apar munți și totuși cu vremea trebuie să primim greutate și să putem sluji de iubire. Doamne, ajută-ne! Îmi trece acum pentru puțin să privim la câteva discuții între Domnul și ceilalți. Ioan 13,
Doar aici l-am surprins pe Ioan, pentru că noi am mai discutat despre el la alte lecții. Vreau să vedem între Domnul și el rolul discuțiilor intime. Cred că o părtășie cu Domnul, în ce privește intimitatea, poate să urce deasupra nivelului relațiilor de familie. Să nu mă înțelegi greșit, că în familie ar fi ceva ce n-ai putea discuta cu soția în părtășie. Dar noi trăim ca oameni, noi ne deschidem numai când ne ajută mintea. Dar în relație cu Domnul atingem dimensiuni mai înalte, la nivel de duh, sub cercetarea cuvântului, când este despărțit duhul de suflet, sunt judecate gândurile și simțirile minții. În acele momente trebuie să fim foarte, foarte sinceri și intim cu Domnul. Putem. E adevărat, depinde dacă avem o părtășie cu El, o prietenie. Dacă ne ducem viața foarte aproape de El, după cum și cu un om, tu te întâlnești cu el rar sau te mai și cerți sau discutați așa spionându-vă unul pe altul și apoi dintr-o dată să zici, hai acum să fii sincer 5 minute, eu spun tot ce ai și tu iar, are încredere în tine? Nu riscă. Dar cu unul care ești prieten, cum am vorbit de soție sau de soț, sunteți foarte apropiați, poți să ai siguranță, încredere. Și scrie în versetul 25 și ucenicul acela stă rezemat pe pieptul lui Iisus și i-a zis, Doamne, cine este? Și anume încet, n-auzi ceilalți. Îl sesizase Petru Domnul, sigur a știut că Petru l-a îmboldit. Dar uite, că deși Domnul până atunci n-a spus-o, a zice eu în ghilimele, n-a rezistat Domnul să nu răspundă la o părtășie intimă, s-a scăpat și i-a spus. Cred că era necesar și pentru noi și pentru ceea ce scrie în Scriptură, dar în asemenea părtășii, Dumnezeu se apropie de noi, dar să ne apropiem și noi cu sinceritate și să beneficiem de îndurarea și dragostea Lui. Amin. Să-L vedem tot aici în Ioan pe Toma, 11 cu 16. Îl avem în două ipostaze pe Toma. Aici și-a dovedit atașamentul, afectivitatea. Atunci Toma zicea, a zis celorlalți ucenici, când a văzut că Domnul nu vrea să rămână și riscă să meargă în Iudeea, unde este urmărit. Haideți să mergem și noi, să murim cu el. Era legat de Domnul. Nu știu de ce zicea geamănă, dar devenise un frate foarte apropiat al Domnului. A avut mai târziu în Ioan 20, acel moment de lipsă, despre care sigur s-a vorbit în mod special datorită sărbătorii care-i pusă pe seama lui. Atâta de mult s-a vorbit de-a lungul anilor. Poate și mai pe drept și mai pe nedrept, Dumnezeu le știe. Dar apoi, Domnul a stat de vorbă cu el, citesc de la versetul 27. Și a zis, adu-ți degetul în coace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut, fericit de cei ce n-au văzut și au crezut. Vedeți? Și din prima situație și dintr-a doua iese că înțelegerea lui Toma era parțială, dar el era sincer și el spunea ceea ce crede. A discutat cu frații săi și Domnul cu vremea i-a întregit imaginea și l-a făcut să aibă siguranță. Prima a fost o experiență care nu s-a soldat așa cum bănuia el, nu era încă momentul, iar a doua a fost o așteptare împlinită. Ne oprim acum în dreptul lui Filip, Ioan 14. Aici apare și Toma, dar eu vreau să vi-l arat pe Filip, care fusese încercat înainte de Domnul cu o întrebare, cu ocazia înmulțirii pâinilor. De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânci oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce. Nu știu, n-aș vrea să nasc o supoziție greșită. Dar din moment ce Domnul a vrut să-l încerce și aici în Ioan 14 vom vedea din cuvintele lui, nu era încă o credință desăvârșită. Probabil. A avut și el, e normal pe de altă parte, o creștere în credință, un anumit grad de înțelegere, apoi unul mai mare, o siguranță mai deplină. 14 Ioan, de la versetul 6, Iisus i-a zis, eu sunt calea, la întrebarea lui Toma, unde te duci? Adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl și de acum încolo îți veți cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Ei se exprimau foarte sincer. Și vă rog să rețineți, cuvintele Domnului erau cu adâncă înțelepciune. Eu sunt calea, adevărul, viața, cu un mare simbol, cu o mare încărcătură, foarte concentrate. Nu era chiar așa simplu să înțelegi, ca și cum
disecăm noi uneori și se spune că despicăm firul în patru să priceapă toți. Domnul vorbea cu tâlc și trebuia credință multă să pricepe. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl? Era ceva greșit ce a cerut Filip. Dumnezeu nu putea să se arate. Dumnezeu s-a descoperit prin Fiul. Nu putea Domnul să-i îndeplinească cererea. Dar așa s-a gândit el. Poate și noi uneori în priceperea noastră limitată am zice, Doamne, ai fă o minune așa cum îți zic eu și să vezi după aceea cum voi fi eu de lămurit. Și la alții o să le spun. Și Dumnezeu vrea să ne spună, dar nu înțelegi că nu așa ar fi normal? Nu crezi că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine? Cuvintele pe care vi le spun eu, nu le spun de la mine, ci Tatăl care locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. Credeți-mă că eu sunt în Tatăl și Tatăl este în mine, credeți cel puțin pentru lucrările acestea. Nu știu cât a priceput Filip după ce Domnul a dat explicații, dar n-a mai zis nimic, o fi zis, cum au spus alții, Doamne. Ori a zis, Doamne ajută-ne credinței mele că am, dar mai întrebuie. Ori o fi zis, dacă Domnul i-o fi dat un har să creadă, acum înțeleg. Și Dumnezeu să ne facă și pe noi să înțelegem. Să ne fie clar cum lucrează Dumnezeu, să-L putem pricepe drumurile Lui, planurile Lui. Și tot din Ioan, capitolul 14, Iuda, fiul lui Iacov. Iar o neînțelegere a unei idei din predic. Că și la noi sunt mulți care nu le înțelegem, pancă unii cred că le-au înțeles, dar le-au înțeles greșit. Și atâta trebuie, doi să fi înțeles greșit și să apuce să discute. Să mai dea vina și pe predicator, asta a vrut să spună. Și celălalt, nu, n-ai înțeles tu? Altfel se explică. 14 de la versetul 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Iuda nu Iscarioteanu i-a zis, Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lume? Asta îmi pare interesant, până acum noi te-am văzut, dar te-a văzut toată lumea și a venit după tine. Cum acum te arăți numai nouă? Nu era ușor să înțeleagă? Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Și cred că Iuda a înțeles, ei, vorba de altă prezență, că vine cu Tatăl, e o prezență spirituală. Și aș vrea de aici să vă rețin cu două lămuriri. Ceea ce nu înțelegem în mod unitar sau noi nu înțelegem, alții au înțeles. Să cerem explicații Domnului. Biblia spune, femeile să întrebe bărbații lor acasă, să mai studiem o dată, ca să înțelegem. Scriptura spune, cine citește să înțeleagă, cine aude, ar trebui să înțeleagă. Și a doua idee de aici, observați ce frecvent apar expresiile, cine mă iubește, dacă mă iubiți, vom veni la el. Cât de intim ar trebui să fie părtășia frățească. Nu scrie că stăruiau în legătura frățească. Și uneori nu e așa. Noi dăm pacea Domnului, surorile se mai îmbrățișează, noi ne strângem mâna, bărbătește și poate atâta gânduri ne trec prin cap, a, omul ăsta a făcut aia și aia și eu știu eu, are problemele lui și pământește, el stă așa, eu stau altfel și astea încurcă la iubire. Asta ar trebui măturate și când ne întâlnim cu frații, să participăm la necazurile lor, să participăm la bucuria lor, să nu purtăm vorbe, să nu vorbim în ceea ce nu ne privește, astea înțelepciunea nu le face. Iubirea nu le acceptă, iubirea are propozițiile ei, nu discută despre lucruri care nu se merită. Altfel, pot să fie relațiile între noi și atunci veți vedea că vom crește și spiritual vom avea înțelegeri mai clare. Dacă nu este mintea obturată de toate gunoaiele care n-ar trebui să fie nici pomenite între credincioși, normal că lipsește și în iubire, lipsește și în învățătură și nu crește. Că vreau în ideea asta să vă arăt un ultim dialog cu Iuda. Și cu el a discutat Domnul, dar cu el discuțiile nu erau sincere. El zicea, dar una avea pe limbă și alta în inimă. Ioan, capitolul 12, de la versetul 4. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se vedea săracilor? Nu m-au zis și dumneavoastră comentarii. Trebuia făcut altfel. Și spun în față chiar la Dumnezeu, la fiul său. Altfel trebuia făcut. Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un host și ca unul care ținea punga lua el ce se punea în ea. Oameni care vorbesc mânați de stările lor. Nu neapărat că cineva doar din lăcomie poate să vorbească așa. Poate cineva că este ofticat, supărat, că nu-l poate vedea bine pe altul. Ce se laudă că a făcut sau el, spune el de experiență lui Dumnezeu.
Dar aceleași experiențe, poate dacă le-ar spune altul, ți-ar place, dar pe el nu-l poți accepta. Știți cum mi-a răspuns Domnul? M-am mirat când am studiat acest aspect. Lasă-o în pace. Putea să-l înfrunte, Domnul spune, măi hoțule, până când? Și să-l fi lovit acolo cu orbire și cu mâna întinsă aia care a băgat-o în pungă. Domnul doar atât a zis, lasă-o în pace, cu tine e altă problemă. Îți vine vremea. N-a vrut Domnul să intre într-o discuție de ordin firesc cu el. De aceea Dumnezeu zicea și prin Ezechiel, de ăștia să mă las întrebat? La ăștia nu le răspund. Și dacă vreun proroc vrea să le răspundă, o să suporte o sânda. Cu oamenii ăștia nici n-ar trebui vorbit, că strică părtășia iubirii. Să se pocăiască și o să îi îmbrățișăm cu iubire, dar mai întâi să-și curețe spinii. După ce să îi îmbrățișăm, să intre și în noi și apoi la rândul nostru să mai înțepăm pe alții? Sau să ne fie teamă să mai îmbrățișăm pe altul? Și mai vi-l amintesc pe Iuda cu o expresie, Matei 26, o sfidare în față, versetul 25. Iuda, vânzător, a luat cuvântul și a zis, nu cumva sunt eu, învățătorule? Da, a răspuns Iisus, tu ești, atât. Și s-a dus mai departe să-și împlinească nebunia. Îl lăsăm pe Iuda, ne gândim doar la ceilalți. A avut fiecare frământările lui, dar cei care rămân cu Domnul găsesc răspuns la toate. Și cu vremea vor ajunge buni slujitori. A fost Petru un mare apostol, dar mare au fost toți. Pentru toți este un scaun și răsplătire în cer. Și chiar despre asta vreau să citesc în final, Matei capitolul 19, de la versetul 27. Despre Petru am vorbit mai mulți, îi cuprinde și pe ceilalți, aici a luat cuvântul numele tuturor. Și drept încheiere, asta prezentăm. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis, iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Asta se cere. Să lași tot ca să poți sluji din iubire, să lași tot, păcate, stări. Au avut și ei frământările lor și n-au înțeles, Doamne, dacă Tu așa zici, o să fie. Au avut și ei ispitele lor, îl iert. Iuda n-a lăsat-o, ceilalți au lăsat tot și te-am urmat. Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun, că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, și gândiți-vă la acele momente, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat. Și cum spunea în altă împrejurare, ați fost cu mine în toate stările mele, în toată ucenicia. Veți ședea și voi pe 12 scaun de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și oricine a lăsat case sau fras sau suror sau tată sau mamă sau nevastă sau fecior sau holde, pentru numele meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dumnezeu ne așteaptă să ne-o dea cu bucurie. Veniți tot cu bucurie, prin orice am trece, sau orice frământări și neînțelegere am avea, să le discutăm în general, în particular, cu Domnul, cu frații, să trăim în iubire și să ajungem în împărăția răsplătirilor. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.